Primăria municipiului Buzău aduce la cunoștință șoferilor începerea lucrărilor de întreținere pe șoseaua Nordului din municipiul Buzău. Lucrările respective se desfășoară pe tronsonul de coborâre de la pod Fabrica de Bere către magazinul de bricolaj din zonă pe o lungime de 450 de metri. Conform reprezentanților Primăriei Buzău, lucrările au loc până pe 7 iulie, însă doar pe timpul nopții, între orele 20 și 3. Circulația rutieră este închisă în acest interval pe partea dreaptă a tronsonului respectiv de stradă și deviată pe un singur sens pe partea stângă, alternativ pentru ambele sensuri. Traficul este dirijat cu un semafor și asistat de un echipaj de la poliția locală. În afara intervalului orar mai sus menționat, circulația se va desfășura normal pe cele două sensuri de circulație cu restricție de viteză.